Aș vrea să citesc doar două versete. Vă rog să luați aminte la citirea aceasta. Ultimul verset din Daniel, capitolul 4, și primul verset din Daniel, capitolul 5, dacă se poate afișa. Daniel, capitolul 4, versetul 37, și pe urmă, capitolul 1 din versetul 1 din capitolul 5. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Sunt cuvintele împăratului Nebucadnețar despre Iahve, despre Dumnezeul adevărat. Versetul 1 din capitolul 5. Împăratul Belșațar, fiul lui Nebucadnețar și urmașul său la tron, a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Când eram copil, mi-aduceam aminte întotdeauna de pasajul acesta sub titlul Ospățul lui Belșațar. Însă capitolul 5, titlul pus deasupra capitolul 5, este Ospățul lui Belșațar și luarea Babilonului. În vremea aceea a fost un timp al incertitudinii. Așa se întâmplă atunci când o împărăție apune și alta se ridică. Suntem la cumpăna dintre împărăția sau perioada de dominare a împărăției Babilonului și a împărăției Medo-Persane. Este un timp în care Babilonul apune și Medo-Persia se ridică. Belșațar este o umbră firavă a marelui Nebucadnețar. Foarte interesant cum într-o singură generație, de la capul de aur al chipului pe care l-a văzut Nebucadnețar în visul său de noapte, împăratul care cucerise tot ce se putea cuceri la vremea respectivă și fiul său, prezentat aici în capitolul 5, în ziua de dinainte sau chiar câteva ore înainte de noaptea în care avea să fie omorât și împărăția Babilonului avea să cadă. De fapt, Babilonul este ultimul mare oraș pe care Medo-Persanii încă nu-l putuseră cuceri. În Babilon s-au refugiat toți demnitarii Imperiului. De asta spune Biblia că erau 1000 de mai mari ai lui, care rămăseseră fără teritorii. Medo-Persanii cuceriseră tot și ultimul lor refugiu a fost în cetatea Babilon. S-au crezut în siguranță. Aveau hrană suficientă pentru 20 de ani. Se puteau ospăta pe cinste, fără să pună rație pe mâncare, împreună cu tot poporul care locuia în cetatea Babilon și cu toți acești 1000 de demnitari și casa regală, aveau resurse în abundență pentru a supraviețui unui asediu timp de 20 de ani. Cetatea era înconjurată cu două rânduri de ziduri, mai late de 3 metri și jumătate, aproximativ 10-12 feet, lățime,
și în alte de peste 90 de metri. Asta înseamnă vreo 300 de fiți. Lungimea bisericii noastre pe partea străzii Divan este aproximativ de 250 ceva de fiți. Dacă întoarceți biserica noastră așa în cap, încă n-ați dat de înălțimea zidurilor Babilonului. Prin mijlocul cetății Babilonului, împărțea de fapt cetatea în două, trecea râul Eufrat. Cetatea avea apă din abundență, cetatea avea hrană din abundență, cetatea era protejată ca nicio altă cetate în istorie și între zidurile impenetrabile este împăratul Belșațar cu mai marii lui și Belșațar dă un ospăț. Se întâmplă trei lucruri în timpul acestui ospăț al lui Belșațar. Și despre aceste trei lucruri vorbim, își vrea să ne uităm cu atenție în viețile noastre. Pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să experimentăm un ospăț și să ni se pară că este de bine. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm garda jos și asta nu înseamnă că nu trebuie să ne cercetăm viețile ca nu cumva ospățul acesta să ne fie la fel de fatal cum i-a fost lui Belșațar. Vă aduc aminte de un om căruia i-a rodit țarina și în timpul nopții vorbea singur. Poate că marea majoritate dintre noi l-am invidiat pe acest om. Deci și eu aș vrea să vorbesc singur noaptea, pentru că nu mai știu unde să-mi pun bogățiile. Dar chiar nu mai avea loc. Avea așa abundență că nu le mai încăpeau magaziile lui. Conversația acestui om care se pregătea de ospăț n-are nimic de-a face cu soția și copiii, familia, n-are prieteni, n-are apropiați, n-are pe nimeni, n-are sfetnici, n-are Dumnezeu. În împărăția lui, în cetatea lui, între zidurile cetății lui, gata să se ospăteze, bea suflete și mănâncă. Nu există nimeni decât el. Și este o asemănare teribilă între acest om și Belșațar. Pentru că, așa după cum acelui om i s-a spus chiar în noaptea aceasta. Ascultați versetul 30 din Daniel, capitolul 5. Dar chiar în noaptea aceea. Dragii mei, este foarte important să ajungem la ospățul mielului în împărăția lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Și să ne ferească de ospățul dinaintea ultimei nopți. Există un ospăț după care urmează o noapte. Și aș vrea să vedem de ce ospățul lui Belșațar n-a durat, de ce a venit noaptea fatală a vieții lui. În primul rând, sfidarea, defiance. This king is defiant. Există o atitudine de sfidare.
de ignorare voită a voiei lui Dumnezeu, a principiilor sfinte, a cuvântului său, a poruncilor sale. Știți că apostolul Pavel în Areopag a spus: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar noi nu putem pretinde, noi nu ne putem ascunde în spatele zidului neștiinței. Noi știm bine, dragi tineri, ați fost crescuți în biserică, ați fost crescuți în familii de credincioși. Știți ce e bine și știți ce e rău. E adevărat, Belșațar își sfidează și dușmanii care au venit la porțile cetății, au înconjurat cetatea. În vreme ce ei făceau planuri cum să sară peste zid, cum să dărâme zidul și se loveau zi după zi de imposibilitatea de a cuceri cetatea, el a spus: am să le arăt la oamenii ăștia cine e Belșațar. În vreme ce încearcă să atace cetatea și să o ia, își consumă resurse, își consumă energia. Și nici nu pot să zgârie zidurile cetății noastre. Eu am să dau un ospăț. Am să le arăt că în mijlocul asediului sunt liniștit. Mă simt sigur. De fapt, banchetul acesta trebuia să demonstreze puterea și invincibilitatea Imperiului. De aici, din Babilon, aici, la zidurile Babilonului, forțele medo-persane ar fi trebuit să se înnece. Și pe urmă, încetul cu încetul, Babilonul să-și recâștige gloria. Asta era planul. Dar Belșațar nu se oprește aici. Nu sfidează doar pe vrășmașii care îi înconjurau cetatea. El dă acest ospăț în timpul căruia comite păcatele idolatriei, lăcomiei, beției și desfrâului. În mijlocul acestei cetăți asediate este un om special. Numele lui este Daniel, prorocul, profetul lui Dumnezeu. Se pare că Daniel a devenit irelevant. Se pare că Daniel nu mai este băgat în seamă. Pentru că la un moment dat, Biblia spune că împărăteasa, versetul 10, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Belșațar! Și când spun Belșațar, mă tem că, în paranteză, ar trebui să adăugăm numele unora dintre voi. Belșațar! De ce nu este Daniel la dreapta ta? De ce nu iei sfat de la cel care l-a ajutat
pe tatăl tău să depășească cele mai mari crize ale existenței lui. Omul care a stat la dreapta împăratului și prin înțelepciunea lui împărăția Babilonului a fost salvată după un timp de criză existențială, când împăratul Nebucadnețar a ajuns ca o fiară sălbatică în câmp și a pierdut împărăția. Și pentru că era acolo Daniel, Dumnezeu a salvat împărăția Babilonului și l-a reabilitat pe Nebucadnețar ca fiu. Cum de omul acesta special, care are Duhul lui Dumnezeu în el, care tălmăcește visuri, care dă sfaturi luminate, care l-a călăuzit pe tatăl tău spre adevăr, cum de l-ai marginalizat? Dragii mei, trăim într-o vreme în care căutăm sfaturi în multe părți. Stați lângă Dumnezeu, stați lângă oamenii lui Dumnezeu. Nu-i disprețuiți pentru că sunt mai în vârstă, au experiență, au trecut prin multe. Mama și tata nu sunt așa intelectual ca tine, dar sunt înțelepți. Pentru că au văzut multe și au trăit multe. Nu vă marginalizați, înțelepții. Trăim o vreme foarte ciudată. Și nu spun lucrul acesta ca un atac frontal la adresa generației tinere, sub nicio formă, dar am observat că sunt multe evenimente. Noi încercăm să promovăm generația tânără și facem lucrul ăsta cu drag, dar sunt subiecte pe care tinerii nu au încă înțelepciunea și capacitatea să le dezvolte. M-am gândit în timp ce fratele păstor Adrian vorbea despre lucrurile complicate legate de această teologie a siguranței eterne, a mântuirii, cu inflexiunile ei calviniste și așa mai departe. Am ascultat unii tineri vorbind despre lucrul ăsta și am observat că există tendința să îmbrățișeze această teologie. De ce? Pentru că e convenabilă. Dragi tineri, sunteți la vârsta la care nu neapărat sunteți gata să îmbrățișați adevărul. Sunteți gata să îmbrățișați lucrurile care plac, lucrurile care sunt convenabile, care fac viața ușoară, simplă, superficială, care vă dau îngăduințe și indulgențe. Pentru că sunteți într-o perioadă în care doriți să acumulați experiențe. Și în dorința de a acumula experiențe, de a vă satisface curiozități, există vocea străinului, manifestată prin agenții săi, care dau aceste indulgențe ca să vă câștige bunăvoința, au alte scopuri. Luați-vă după glasul lui Dumnezeu, cereți înțelepciune de la Domnul și căutați înțelepciunea la oamenii care au trecut prin viață și care știu unde duce o atitudine sau alta, o învățătură sau alta, o faptă sau alta. Omul acesta își sfidează dușmanii, deși erau la porți, și căutau o soluție pentru cucerirea cetății, sfidează pericolul în care se află. Deja sfida de mult sursa de înțelepciune și de revelație care era așa de aproape de el și pe care ajunsese să o nesocotească la punctul la care să uite de ea. De ce a trebuit să vină împărăteasa și să-i spună? Pentru că, ascultați, el sfidează propria lui experiență de viață, ceea ce știa. Își sfidează propria conștiință. Auziți ce îi spune Daniel?
De la versetul 18 din text, Daniel capitolul 5, versetul 18, împărate, Daniel îi spune lucrul ăsta. Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui său, neptatului tău, Nebucadnețar, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat, dezbrăcat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici, i-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului. Până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Vă aduceți aminte de primul verset pe care l-am citit și anume 37 din capitolul 4? Îl recitesc. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor căci toate lucrurile lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și acum ascultați concluzia lui Daniel, versetul 22 din capitolul 5. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Ai știut ce e bine? Ai știut ce e rău? Ai știut ce ai voie? Ai știut ce n-ai voie? Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și despre un lucru, și despre altul, și despre toate. Și măcar că știi. Măcar că știi. Știi ce înseamnă mândrie? Cum se manifestă mândrie? Mândria se manifestă prin ideea că tu știi mai bine. Dragii mei, n-am să zic niciodată că nu știi tu mai bine decât mine. N-am să zic niciodată că nu știi tu mai bine decât noi toți ceilalți. Dar îți spun acum, 100% nu știi mai bine decât știe Dumnezeu. Nu știi mai bine decât spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre orice este adevăr. Și știi. Pentru ca să calci cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l sfidezi. N-ai cum să-l modifici. N-ai cum să-l ștergi. N-ai cum să îl ignori, că îl știi. Ca să calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l sfidezi. Și când sfidezi cuvântul lui Dumnezeu, îl sfidezi pe Dumnezeu. Adică îi spui lui Dumnezeu câtă semeție, câtă mândrie, câtă aroganță să-i spui lui Dumnezeu, știu mai bine decât tine. Vă aduc aminte ceea ce spune în Evrei, în capitolul 6, legat de ce spunea pastorul Adrian Tișu mai devreme, despre pericolul
O, brațele Domnului sunt extraordinar de puternice, nicio forță nu ne poate smulge din brațele Lui. Dar eu mă pot da jos de acolo, în mod intenționat. Și cel mai comun fel în care pot să cobor și să ies afară din protecția Domnului e prin păcat. Prin păcat. Ascultați! Evrei capitolul 6, de la versetul 7. Evrei 6:7. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el. Care este ploaia care a căzut pe pământul inimii tale? Este cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai auzit din copilărie. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Sunt sfaturile pe care ți le-au dat părinții. Sunt experiențele de viață pe care le-ai avut. Ai văzut când Dumnezeu a lucrat în viața ta, în viața familiei tale, în viața altora. Asta acumulăm într-o viață trăită în Biserica Domnului și în familii de credincioși. Experiențe. Pământul a fost adăpat și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Și acum ascultați versetul 8. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat, intră sub blestem și sfârșește prin aici se pune foc. Și acum ascultați versetul 9, fraților. Măcar că vorbim astfel, pentru că trebuie să spunem adevărul, preubiților, totuși, de la voi, care ați împătrânit pe băncile bisericilor, care sunteți de ani de zile în biserică, care stați pe scaune aici, pe platformă, scump tineri, și cântați în fiecare duminică și ascultați predici în fiecare duminică, dacă le ascultați. Mă rog să le ascultați. De la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Ai primit mântuirea. Acum sunt lucruri care însoțesc mântuirea. Care sunt lucrurile care însoțesc mântuirea? Smerenia, sfințenia, trăirea în curăție, depărtarea de neadevăr, de minciună, de răutate, de păcat, de lucrurile pe care cuvântul lui Dumnezeu le interzice. Asta așteptăm de la voi. Lucruri mai bune? Ce se aștepta de la un Belșațar care știa, care fusese adăpat cu experiențele tatălui său, care avea experiență despre felul cum Dumnezeu vorbește, descoperă și lucrează. Se așteptau de la el lucruri mai bune decât idolatrie, lăcomie, beție și desfrâu. În Romani, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu desfințează acest act de sfidare a adevărului, a Scripturilor, sfidare a lui Dumnezeu. Și spune așa de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușa, astupă adevărul în nelegiuirea lor, adică de dragul nelegiuirii îl sfidează pe Dumnezeu și zice, dacă îi spui, păi Biblia spune că n-ai voie, zice, și ce dacă? Nu e chiar așa. Își găsește singur derogări, scuze, dezvinovățiri, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dacă astăzi te-ai uitat în oglindă, știi că n-ai venit la întâmplare în lumea asta. Știi că nu ești rodul întâmplării. Știi că ești creat, știi că ai un creator, știi că ai un stăpân.
Și acum ascultați versetul 25, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a abandonat. Vedeți, Dumnezeu iartă vremurile de neștiință, ignoranța, când omul își dă seama, aoleu, eu am făcut toate lucrurile astea pentru că n-am știut. Când omul se prăbușește recunoscându-și păcatele și vine la Domnul și spune, Doamne, n-am știut. Le-am făcut din ignoranță, din neștiință. Și Dumnezeu spune, nu-i nicio problemă că te iert. Îți mântuiesc sufletul. Dar este cu totul altceva când vine cineva care știe. Ascultați, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Sunt oameni care își necinstesc trupurile. Acum vorbim de oameni despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că aveau cunoștință despre creație, că au văzut în trupurile lor, te uiți, admiri natura, îți dai seama. Dar ce ne facem cu oamenii care stau pe băncile bisericii, care vin la adunare, care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și care îi întorc spatele și îl sfidează? Ce ne facem cu ăștia? Auziți ce spune în versetul 32? Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Au schimbat etichetele. În mod intenționat, în mod voit. Atitudinea de sfidare. Asta este prima atitudine a lui Belșațar. Sfidează. Și că sfidează dușmanii? E una. Că sfidează istoria tatălui său? E alta. Dar că îl sfidează pe Dumnezeu este cu totul altceva. Și atenție, de la sfidare la sacrilegiu este un pas foarte scurt. Următorul pas în căderea lui Belșațar, parte din ospățul lui Belșațar, este sacrilegiul. Sacrilegiul. Auziți ce face Belșațar. Citim de la versetul 2 din Daniel, capitolul 5. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Vasele sfinte de la templu, pe care Nebucadnețar le-a păstrat cu grijă. I-a fost teamă să se atingă de ele. Le-a luat și le-au profanat. Au adus îndată vasele de aur care fusese luate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În momentul în care îl sfidăm pe Dumnezeu, adevărului, cuvântul său, sfințenia lui, următorul pas este sacrilegiul. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, trebuie să fim foarte atenți ce facem cu templul lui Dumnezeu. Aici vorbim cu lucrurile sfinte de la templu. Spune că mădularele noastre trebuie să le dăm în slujba lui Dumnezeu, în neprihănire, în sfințenie, când i-ai întors spatele lui Dumnezeu, când nu respecti principiile Sfintelor Scripturii, următorul pas este, citeam în Romani, își necinstesc singuri trupurile. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Cum să prostituați templul lui Dumnezeu? Aduc aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos când a intrat în templu și a curățit templul. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.
Aduc aminte de profeția lui Ieremia când Dumnezeu îi vorbește, lui Ezechiel îi vorbește, lui Isaia îi vorbește și îi trimite să vadă ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Una dintre profeții zice, am să fac o spărtură în zid, să fac ca o fereastră în zid, să vezi până și bătrânii poporului ce fac în ascuns. Și femeile care ar trebui să fie sfioase și pioase, care aduc jertfe idolatre și cinstesc dumnezeii străini și împlinesc ritualuri păgâne în spatele ușilor închise, în taina unor odăi despre care cred că sunt ferite până și de ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, la capitolul sfidării, că și Nebucadnețar a sfidat pe Dumnezeu, după ce Dumnezeu i-a descoperit și i-a tălmăcit visurile prin Daniel, s-a semețit, s-a mândrit, dar măcar n-a ajuns la sacrilegiu, măcar a lăsat vasele sfinte deoparte. În momentul în care cineva ajunge la sacrilegiu, și mă refer acum la copiii Domnului, mă refer la noi, mă refer la mine și mă refer la tine, se întâmplă ceva îngrozitor. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 10, de la versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, asta înseamnă să călcăm poruncile Domnului în mod intenționat, voit. După ce am primit cunoștința adevărului, adică nu putem clama neștiință, ignoranță. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Sfidare este o formă de răzvrătire. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce trebuie să fim atenți? Frați și surori, nouă ni s-a dat un har mai mare. Nouă ni s-a dat un legământ mai bun. Dar responsabilitatea este pe măsura harului și pedeapsa este pe măsura harului care ni s-a dat. Atunci când, ascultați, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Am văzut sfidarea, am văzut sacrilegiul, acum haideți să ne uităm puțin la sentință. În momentul în care, în urma sfidării, Belșațar comite sacrilegiul, în mod instantaneu apare sentința. O mână, degetele unei mâini de om, care scrie în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. S-a îngălbenit, gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut închieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Nu vreau să fiu grafic, însă uite ce a făcut Dumnezeu cu Belșațar. Când Belșațar și-a bătut joc de vasele sfinte, Dumnezeu și-a bătut joc de vasul trupului lui. Știi ce înseamnă să ți se deschidă șoldurile, să pierzi control asupra bazinului? Înseamnă să te faci de râs în fața oamenilor. Să ți se întâmple ceva
de să le fie scârbă la oameni de tine și să te faci de râs în fața oamenilor. Asta înseamnă să-ți pierzi controlul bazemului. Asta a pățit Belșațar. Pentru că el l-a necinstit și a desacralizat lucrurile templului lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut de râs. Ascultați, stimați frați, sunt foarte îngrijorat de mulți slujitori care nu împart drept cuvântul adevărului. Mă tem pentru ei. Din când în când avem de-a face cu unii și cu rușinea la care Dumnezeu îi expune. Că nu îi lasă să sfârșească bine, pentru că n-au împărțit drept cuvântul adevărului. Ascultați ce spune în Maleahii, capitolul 2, de la versetul 8. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți în fața întregului popor. Pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Să ne ferească Dumnezeu, să ne facă Dumnezeu de râs. Așa l-a făcut pe Belșațar. De râsul dregătorilor, de râsul haremului, de râsul cetății, de râsul oamenilor. Prima sentință este o sentință imediată prin care Belșațar simte în trupul lui ce înseamnă să-ți bagi joc de Dumnezeu și de lucrurile sfinte și mai mult decât atât, este expus și făcut de râs în fața oamenilor. Dacă era doar atât, nici nu era prea rău. Dar apare o sentință irevocabilă și imediată. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 25 din Daniel 5. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Dragii mei, avem har de la Dumnezeu. În seara aceasta, în momentul ăsta, prin pocăință sinceră, nu mă interesează ce ai făcut până acum. Dacă chiar te pocăiești, dacă chiar te întorci, Dumnezeu îți întinde mâna. Păi dacă l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru sufletele oamenilor, credeți că Dumnezeu ușor renunță la un suflet? Nu știu de câți ani îți vorbește ție, de câți ani încearcă să te convingă să te întorci. Și în seara asta mai încearcă o dată. Și e bine că auzi cuvântul lui Dumnezeu. E bine că ai venit în casa lui Dumnezeu să-ți mai vorbească o dată. Dar ascultă-mă, vine ziua de dinaintea ultimei nopți. Și spune, ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Vine ziua sau noaptea capătului de drum. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpără și ai fost găsit ușor. Ce o greutate, ce o substanță, ce o valoare. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Și acum ascultați, apogeul sfidării. Nu știu dumneavoastră, sunt foarte fericit, nici nu vreau să-mi închipui să fi fost în papucii lui Belșațar. Dar totuși te-ai gândit. Când e un semn așa de miraculos, când apare un capăt de mână care scrie pe perete și rostește o sentință atât de dramatică, păi eu m-aș fi așteptat ca Belșațar să cadă jos, să se prăbușească, abia să mai respire, să întindă mâna spre profet, să spună, te rog! Spune-i Dumnezeului tău
că dacă ar mai fi vreo șansă, ăsta se apucă de împărțit premii. Auziți, îndată, probabil că s-a dus, s-a spălat, s-a aranjat, s-a dichisit. Zice, îndată, Belșațar a dat poruncă, a îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea încârmuirea împărăției. În sfârșit. Dar fără niciun fel de pocăință, fără niciun fel de angajament. Și versetul 30 este cea mai tragică sentință posibilă, dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldeenilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Ce s-a întâmplat? Vă spuneam la început că Eufratul tăia în două cetatea. Au deturnat râul și au intrat pe albia uscată a râului în cetate. Și în noaptea aceea Babilonul a căzut. Și Belșațar a fost omorât. Frați și surori, motivul pentru care mi-a fost îndreptată inima spre acest cuvânt este că, poate mi se pare mie, și m-aș bucura doar să mi se pară, cred că am devenit un pic prea confortabili cu umblarea noastră cu Dumnezeu, cu viața noastră de credință. Prea dezinvolți, prea dezinvolți. O dezinvoltură, așa, un fel de relaxare. Nu știu de ce, că eu cred că noi credem că Dumnezeu este prezent aici. Eu dacă aș intra, eu respect autoritatea, dacă aș intra în prezența unui om mare, aș sta un pic mai atent. Eu nu vă spun să fiți ca stanele de piatră, ca statuile, să mergeți ca roboții pe aici. Dar totuși, în umblarea noastră de zi cu zi, că noi nu vorbim numai de casa lui Dumnezeu, trebuie să ne păzim piciorul când intrăm în casa lui Dumnezeu, deci crezi că Dumnezeu, am reușit să transformăm biserica în pușcărie, să-L ținem pe Dumnezeu închis aici, Dumnezeu vine cu noi oriunde suntem. Comportamentul nostru de obicei arată ca și când suntem conștienți că Dumnezeu este peste tot și că avem de-a face cu El. Mai mult decât atât, suntem fascinați de teologiile care ne spun că viața noastră trebuie să fie cât mai ușoară, cât mai confortabilă, cât mai... Și nu mă refer din punct de vedere material. Pentru că din punct de vedere material, ascultați-mă, să ne dea Dumnezeu cât mai mult și să ne ajute să plătim datoria bisericii și să trăim bine, cât ne-o mai îngădui, cât ne-o mai îngădui. Că s-ar putea în câțiva ani să se schimbe lucrurile. Dar până ne mai dă răgaz, ne bucurăm de ceea ce ne dă Dumnezeu. Nu aici este problema. Problema este relaxarea noastră față de permisivitatea, indulgența cu care tratăm ceea ce cuvântul lui Dumnezeu declară păcătos. În seara asta fiecare dintre noi suntem cântăriți. Cuvântul lui Dumnezeu, am venit și ne-am pus pe cântar. Am să vă spun un secret. Cu câțiva ani în urmă am avut problema de sănătate pe care am avut-o și mă puneam în fiecare zi de 10 ori pe cântar. Nu știu de ce mă puneam de 10 ori pe zi, că șansele sunt mici că de la 2 ore, în 2 ore aș fi slăbit vreun pound sau ceva care să înregistreze. Dar devenise o obsesie că aveam nevoie să slăbesc. Am ajuns la limită și pe urmă m-am relaxat. Nu m-am mai pus pe cântar toată ziua, bună ziua. M-am obișnuit să nu mă mai pun pe cântar. Vreau să vă întreb, când credeți că m-am pus ultima dată pe cântar? Dacă mă întrebați câți pounds am, habar n-am.
În ultimii 3 ani, nici cântarul nu m-a găsit pe mine, nici eu nu l-am găsit pe el. De 3 ani de zile. Știți de ce? Că nu-mi convine ce vrea să-mi spună. Hainele mi-au transmis mesajul. Băi, viața altele. Știți că de multe ori facem așa cu cuvântul lui Dumnezeu când suntem cântăriți. Fugim de cântarul lui Dumnezeu pentru că ne place să ne spună că suntem ușori. Și cuvântul ușor are o altă conotație aici decât cea despre care am vorbit mai devreme. Seara aceasta, speranța mea este că fiecare dintre noi ne vom pune pe cântar. Și vom găsi lucrurile unde am dat dovadă de o atitudine de sfidare, unde l-am sfidat pe Dumnezeu și am spus, hai mă lăsați-mă în pace, prea de tot. Chiar așa. Că și ucenici la un moment dat și-au pus mâinile în cap și-au spus, dar cine mai poate fi mântuit dacă așa stau lucrurile? Cine se poate fi mântuit? Cine ascultă și cine împlinește? S-ar putea să găsim lucruri în viața noastră contaminate de păcat și nu neapărat păcate mari, că ele sunt lanți. Din ce în ce mai adânc se intră pe... Dar începem cu lucrurile mici. Și cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă în conștiința noastră de toate aceste lucruri pentru că devine o direcție către sacrilegiu. Trupul tău nu e al tău. Trupul tău e templul lui Dumnezeu și n-ai voie să aduci orice vrei în trupul tău, n-ai voie să faci ce vrei cu trupul tău, n-ai voie, că nu e al tău. E al lui Dumnezeu. Și în templul lui Dumnezeu are loc și trebuie adus și trebuie păstrat ce spune cuvântul lui că trebuie. Și trebuie să dai afară ceea ce nu trebuie să aibă loc în templul trupului tău. Dacă cumva s-a comis un sacrilegiu, mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să purifice ființele noastre de tot ceea ce este toxic și contaminat. Pentru că, frați și surori, mai devreme sau mai târziu, deasupra tuturor oamenilor care îl sfidează pe Dumnezeu și care comit sacrilegii, care profanează templul lui Dumnezeu, își profanează viețile, vine noaptea sentinței. Noaptea asta nu este noaptea sentinței tale. Seara aceasta este o seară de har. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Poate că unii vom fi mulțumiți și vom spune e adevărat, am slăbiciuni, dar fraților, o atitudine neglijentă față de slăbiciuni ne va duce la slăbiciuni mai mari. Și o atitudine neglijentă față de slăbiciunile mai mari ne va duce la păcate mai mari. Și totul începe cu mândria de a spune că știm noi mai bine. Aia spunea omului Dumnezeu, păzește pe robul tău de mândrie ca să nu mă fac vinovat de păcate mari. Haideți să dăm dovadă de smerenie. Așa, sfinți și neprihăniți cum ne-am crede noi, ia hai să ne punem pe cântar. Ia să căutăm cântarul lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, cât de greu sunt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze, să n-avem niciodată parte de sentință, ci să rămânem sub binecuvântarea și sub promisiunile binecuvântate ale veșniciei cu Dumnezeu. Ne rugăm cu toții!